Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din satul Răuțel, raionul Fălești, rămâne sub administrarea Mitropoliei Basarabiei. Asta după ce episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, nu a reușit să preia controlul asupra lăcașului sfânt, chiar și după ce a numit un nou preot al satului. Majoritatea localnicilor s-au arătat nemulțumiți de venirea episcopului, pe care l-au și huiduit. Care nu mai e preot. S-au adunat mai mulți preoți ca creștini să potărească sata, soarta satului Răuțel. Nu este corect și nu este bine. Erau 30-40 de oameni aduși, dintre care erau și aduși din alt sate. Trebuie să primi noul preot în biserică? Doar să dea cadelnița numai.